Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea 11 metri, o emisiune evident pentru cei cu cernici, tocmai de asta și vorbim foarte rar de greșelile de arbitraj, de exemplu, despre blaturi, despre fără de legi, dar din când în când, nu-i așa, da, ne mai aplecăm și asupra acestor subiecte, pentru că fotbalul nu este doar sportul pur pe care îl vedem cu toții la televizor, se mai întâmplă și în culisele lui din când în când fapte necurate, cum a fost, de exemplu, ieri la prima semifinală tur din Cupa României, Astra Giurgiu, Politehnica Timișoara, 4-1, două penaltiuri acordate, spuneai tu, ușor pentru Astra, și alte decizii eronate ale brigăzii de arbitri, condusă de vârstnicul Adrian Comănescu. Vârstnic, vreau să spun că om cu experiență în sensul ăsta, adică un arbitru rafinat, un arbitru de viitor, un arbitru chiar cu pedigree, cum s-ar putea spune. E bine, scandal așadar pe marginea acestei partide, Ciumudică, eternul plecat de la Astra, deja ne-am și plictisit de câte ori a declarat că pleacă de la Astra și totuși n-a plecat niciunde, un om care trage de banul lui, trage de mălaiul lui la Astra, nu a comentat deciziile arbitrale, interesant. Ionuț Popa, care sigur își drămuiește merindele în fiecare zi să vadă dacă îi ajung până la sfârșitul sezonului, a dat vina pe slăbiciunile echipei sale, care oricum și-a depășit măsura în acest sezon. Ce putem să desprindem din această semifinală, care o califică practic pe Astra în finala cupei și netezește drumul spre încă un trofeu, timișorenii urmând să joace cu Craiova sau cu Voluntari finala acestei competiții de rahat, Dan. Cred că singurul lucru necurat din partida de ieri a fost totuși prostia, Radu, pentru că eu sunt convins că acest arbitru Comănescu n-a făcut intenționat ce a făcut. Cred că pur și simplu n-a văzut, n-a fost capabil să urmărească fazele. Cred că e o vârstă când, dacă vezi că lucrurile te depășesc, ar fi mai bine să te retragi. El a dat două penaltiuri greșite pentru asta, Astra a greșit la alte trei penaltiuri pe care trebuia să îi le dea, aceleași Astra a validat un gol din offside al formației timișorene și în general, uite cum la meciul ăsta efectiv nu poți să discuți despre fotbal, pentru că nu-ți mai rămâne ce fotbal să discuți de greșelile arbitrului. Da. Așa este, doar că meciul nu conta, întrucât știe și Timișoara că foarte departe nu poți ajunge. Sigur că treceai pe autocar câștigătoarea Cupei României 2017, eu cred că Timișoara, dacă ar fi trecut de Astra, lua Cupa României. Știi ce mi se pare e mai interesant? Bună decât Craiova și decât Voluntari la un loc. Știi ce mi se pare? Mobilizat, în fine, așa probabil că trofeul va ajunge iarăși pe malurile Dunării, se va duce pe Dunăre în jos. Se duce pe Dunăre, corect. Știi ce mi se pare interesant? Că atât Timișoara cât și Voluntariul au fost două dintre echipele care nu s-au înscris pentru, nu și-au depus pentru a fi licențiate, actele pentru a fi licențiate în sezonul viitor de al cupelor europene, pentru Europa League. Uite, tocmai de asta n-a protestat Ionuț Popa după ce a fost furat cam codru de Adrian Comănescu. A fost un meci greu pentru el, a spus Ciumudică, viitorul antrenor al Stelei, cu foarte multe faze în careul advers. N-am văzut imaginile, când o să le văd o să mă lămuresc, a spus el. Zic viitorul antrenor al Stelei, întrucât trebuie să găsim și noi ceva de făcut lui Ciumudică, omul care, vă spuneam, săptămânal pleacă de la Astra. Există un singur personaj în fotbalul românesc care a plecat mai des de la clubul său fără să plece vreodată, este vorba de George Copos, care a plecat de la Rapid de vreo 32 de ori în mod oficial, fără să plece vreodată cu adevărat. Așa este și Ciumudică, e pe urmele lui, el are vreo 16 plecări, dacă le-am numărat bine, de la Astra. Deci este la jumătatea drumului pe care l-a străbătut în minciună George Copos. Până la urmă, probabil că se va găsi și pentru Ciumudică un rahat de echipă undeva în spațiul Mediteranei Orientale sau poate chiar, cine știe, ajutor de înșeuat dromader pe lângă Cămiloiu, undeva prin zona golfului. E posibil să-și rupă gâtul Ciumudică pe acolo câteva luni, tot așa după Gologan pe care nu-i va primi. Și cred că după aia se va retrage și va deveni în sfârșit un bun jucător de pariuri. Corect. Ar putea juca tihnit la pariuri.
să remarcăm totuși un lucru interesant la situația lui Șumudică, acela că față de alți antrenori care chiar sunt demiși pe bune din, într-un sezon, de la câte echipe e posibil să fie demiși. Cam iată, de la 5 poți să fii demis conform statistici într-un sezon. Probabil, acum mi se pare că dacă nu mai ai voie decât la două echipe în campionatul nostru. Da, dar te duci afară în Italia și te demiți de 3 ori. Corect, e voie. Te mai duci în Bulgaria, în Cipru, în, da, mă rog, găsești pe undeva. Dar și Șumudică te pleacă numai din, în felul ăsta, din vorbe, să spunem din așa. Din vorbe pleacă, da.